Dacă tot e nevoie să rămână internați sub supraveghere medicală și pe tratamente, chiar și de sărbători, măcar să le înveselească puțin și să le mai aline dorul de bucatele de acasă din sânul familiei. Asta și-au spus managerii spitalelor din Timișoara, care s-au consultat cu bucătarii ca să le facă pacienților zilele mai frumoase de Crăciun și Revelion în saloane. Astfel, bolnavii vor avea parte de un meniu bogat, din care nu vor lipsi tradiționalele sarmale, friptura și deserturile. La Spitalul de Copii lui Sturcanu din Timișoara, de Crăciun, la prânz, cei mici vor primi ciorbă de perișoare cu smântână, friptură de porc cu cartofi piure și murături asortate, bineînțeles că nici desertul nu poate lipsi. Bucătăresele vor pregăti un delicios tort diplomat, iar fructele se vor afla și ele pe masa micilor pacienți. Cina va fi și ea una deosebită, cu cârnați prăjiți la cuptor, cartofi și muștar. Și în a doua zi de Crăciun, meniul va fi de sărbătoare. La prânz, copilașii vor primi sarmale cu mămăliguță, cozonac și fructe. La Spitalul Municipal din Timișoara de Crăciun, pacienții vor primi sarmale. De același meniu vor beneficia și de anul nou. Pentru a doua zi de Crăciun, bucătăresele vor pregăti ciorbițe de perișoare. Bineînțeles că nici aici nu vor lipsi de pe masă tradiționalii cârnați afumați, atât de Crăciun cât și de anul nou. În ceea ce privește desertul, în ajunul Crăciunului și în prima zi, vor primi portocale. Tot în prima și a doua zi de Crăciun, bolnavii vor servi cozonac, iar a treia zi, napolitane. La Spitalul Victor Babeș din Timișoara, în prima zi de Crăciun, prânzul va fi și el unul deosebit. Conducerea unității sanitare a pregătit pacienților supă cu tăiței, rasol de pui cu piure și salată de sfeclă, iar unii care nu au restricții ori regim vor primi și sarmale cu mămăliguță. Prânzul de Revelion va fi și el unul deosebit, cu supă de găluște, friptură de porc cu cartofi și salată de sfeclă roșie. La Spitalul Județean Timișoara încă nu se știe care va fi meniul. În fiecare an însă, bolnavii internați aici pe perioada sărbătorilor s-au bucurat de bucate alese pregătite de bucătari. Managerii spitalelor din Timișoara susțin că, în funcție de diagnostice ori indicații medicale, meniul unora dintre pacienți ar putea comporta modificări. Cert este că toți se vor preocupa să le facă bolnavilor șederea în saloane pe perioada sărbătorilor mai plăcută.